Incidentul a avut loc acum 3 zile într-un sat din raionul Căușeni. Femeia în vârstă de 64 de ani povestește că gospodărea prin curte când soțul său a venit din spate și a lovit-o cu un ciocan în cap. Cum luam așa Batista, de urmă popălit în cap aici cu... Eu n-am văzut cu cine, dar el cu ciocanul era în mână. Și eu am pierdut echilibru, cunoștința, așa m-a dus el. Așa ea. El când m-a ajuns de urmă, eu cum ședeam cu mâna, el încă un ciocan o ars în cap. Am fugit din grădină și a sărit gardul. Vecinii spun că atunci când femeia a fugit, bărbatul a stropit cu benzină cele două case din gospodărie și le-a dat foc. O vecină a observat flăcările și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. Am strigat la dânșa, am strigat la ambii să iasă, zic că arde, că nu era nimeni. Și mi-a răspuns gospodarul, era aici așezat pe scaun, sub copac. Mă interesa unde e soția, zic că poate o închis-o în casă, o arde, și zic că înainte de asta a fost fată și bătaie. Deci așa m-a împins Dumnezeu, eu nu știu, și m-am dus încă o dată să nu întreb unde e vecină. Și când m-am dus și am dat de dânsul, ea doamna stătea spânzurat. Potrivit oamenilor legii, nu este primul caz în care bărbatul încearcă să-și omoare soția. Acum 5 ani, individul a fost arestat și ținut în detenție 2 ani pentru că și-a înjunghiat soția de câteva ori. Eu îl catam ca pe o floare, ca pe un jlob. Dam să beu în ceai, îmi băga deștele, îmi da cu deștele în ochi tot vremea. Și-i spune că am noroc de ochelari. Ia ca așa câteodată și ori la lună nouă, ori ceva, eu știu, și au ei. Când s-a prind, apoi nu pot stăi. Cu cuțitul a tăiat-o pe soția lui. Dar și ea a dat la poliție și pe însă l-a închis. Așa că de la asta el o să pape de însă. Oamenii legii spun că atunci când individul a atentat la viața soției sale prima oară, aceasta nu a colaborat deloc cu poliția, spunând că nu vrea ca soțul său să ajungă după gratii. Doar comportamentul acestei persoane nu a permis organelor de drept ca dânsul să fie reținut și ulterior arestat. Dacă s-a dovedit că dânsul a incendiat casa, va fi calificat suplimentar cu un articol pentru distrugerea intenționată a bunurilor. Acum bărbatul este reținut și riscă închisoare de până la 7 ani.